Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Ionel Irie și mă bucur să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Viața și Sănătatea. Vrem să dăm calitate vieții și fără sănătate nu se poate. Frumos scria cineva, cel mai bogat om de pe pământ este omul sănătos. Această emisiune se vrea a ajuta pe cei care ne văd, da? Să-i conștientizăm de valoarea sănătății și prețul îmbolnăvirii. În această ocazie vom discuta despre un subiect din ce în ce mai actual, și anume accidentul vascular cerebral. A revenit pe platoul Columnei TV și ne onorează cu prezența doamna doctor Monica Guran, medic primar neurolog. Doamna doctor, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Știu că sunteți foarte ocupată. Da. Mulțumesc frumos încă o dată pentru invitația dumneavoastră. Sunt onorată ca de obicei să particip la emisiunile dumneavoastră. Doamna doctor, înainte să intrăm în subiect, este un subiect atât de vast și sperăm să dăm cât mai multe informații utile telespectatorilor. E mai ușor dacă. Sigur, dumneavoastră, noi vorbim, e treaba colegilor mei din tehnic să-și facă treaba. Da. Vreau să vă întreb înainte de a intra în subiect efectiv. Ați făcut, legat de școală, de competențe, cine ne dă nouă sfaturi telespectatorilor noștri? Da? E important asta. Ce să zic, sunt normal, sunt absolventa facultății de medicină, am absolvit liceul de matematică fizică numărul 1 în Brașov în 1987. Mi-am făcut studiile de medicină la facultatea de medicină pe atunci în cadrul Universității Craiova. Am absolvit facultatea în anul 1994. Ce-i drept, din punct de vedere profesional, am avut așa un periplu puțin, aș spunea, puțin mai sinuos, Până v-ați dar găsit drumul. până în, da, au fost și niște conjuncturi că nu am reușit, adică n-am reușit să iau din primul foc rezidenția pe ceea ce mi-aș fi dorit. Și atunci am perseverat până am ajuns pe specialitatea de neurologie. Rezidențiatul, pregătirea a fost tot în Centrul Universitar Craiova, pentru că acolo făcusem facultatea, știam profesorii. Au fost unul dintre, doamna profesoară Zaharia de acolo a fost unul dintre oamenii care mi-au fost exemplu. Bine, ca de altfel la toți, cred că avem de-a lungul școlii noastre oameni care ne Așa marchează este. pregătirea și devenirea profesională și ca oameni. Pentru că un bun profesor nu este numai unul care te pregătește profesional, dar este și un om de calitate, un om căruia îi datorez și ceva din felul tău de a fi și recunosc că am momente în care încă mai folosesc expresii pe care doamna profesoară le folosea în rezidențiatul nostru. Am terminat rezidențiatul, pe urmă, într-adevăr, în ultimul an de rezidențiat. Pentru că eram din Brașov, am plecat la Brașov în acel an și iarăși am avut ocazia să întâlnesc oameni minunați care mi-au fost alături, de la care am învățat foarte multe lucruri. Așa că în 2001 mi-am dat examenul de specialitate pe neurologie. Am lucrat 5 luni la Odorheiul Secuiesc ca medic specialist, după care am dat concurs național și am ajuns în Târgoviște. Deci sunt în orașul Târgoviște de 13 ani și jumătate aproape, unde am găsit, spre norocul meu, am găsit o atmosferă bună, propice. Am muncit cot la cot cu colegii mei în toți acești ani. Am încercat să am colaborare foarte bună, nu numai cu colegii din secție, dar și cu colegii din alte secții, pentru că este normal, pentru că trebuie să formăm o echipă, să fim un colectiv. În anul 2010 mi-am dat examenul de primariat, o altă etapă în devenirea noastră ca medici. Ce să zic, de atunci toți acești ani au fost cu
Pregătire continuă, pentru că în medicină, din păcate, noi trebuie să știm să ne pregătim, pentru că tot timpul, cel puțin din punct de vedere al tratamentelor, apar tot timpul noutăți cu care trebuie să fim la zi. La ora actuală, foarte multă lume se informează de pe internet, cu toate că medicina nu se învață de pe internet și uneori pacienții te surprinzi, aparținătorii te surprinzi și atunci tu trebuie să fii cât mai aproape de standardele cele mai bune și să-ți dai silința să știi cât mai multe. Și noi ne străduim, spun noi, pentru că toți colegii din secție ne străduim să facem acest lucru. Ca și competențe, am făcut un curs de ecodoppler la un moment dat. Din nefericire, la acea dată nu aveam pe ce să lucrăm în spital. Avem Acum acest avem aparat? în secția de neurologie. Existau ecodopplerele în secțiile de cardiologie, dar acum avem și pe secții. În mod normal ar trebui să reiau cursul să pot să fac și această competență. Pe lângă cursurile și participările la congresele de neurologie și documentarea în domeniul neurologiei, așa cum știți foarte bine și dumneavoastră. O altă pasiune, aș putea spune, sau un alt domeniu care pe mine m-a atras și cu care rezonez Cu extraordinar doamna de mult, doctor Tudor. exact, este medicina tradițională chineză, care eu o văd ca pe o întregire a pregătirii mele, ca o modalitate de a putea evalua mult mai bine și mai corect pacientul. Și care eu spun că mă ajută enorm și la ora actuală, pentru că mi oferă și resurse de diagnostic și resurse de tratament și posibilitatea să dau niște sfaturi mai bune pacienților mei. Deci, ca de altfel în orice alt domeniu, învățarea continuă este condiția Esențial, esențială, da, este esențial. un imperativ. În momentul când te-ai oprit, că ai mersul pe bicicletă, nu poți rămâne în echilibru. Ori dăm din pedale și înaintăm, ori clacăm. Deci, cu atât mai mult în medicină. Și așa cum spuneați, rezidențiat, apoi examenul de Da, sunt practic tot 6 ani de timpul, facultate 6 ani cu de încă 5 ani de facultate. rezidențiat. Da. Și cu, pe urmă, cu încă niște examene, pentru că nu se oprește pregătirea noastră profesională, nu se oprește odată cu terminarea specialității. Și apoi congrese, apoi conferințe, acum se pare că s-a cam nivelat, suntem nici nu ne supraevaluăm, nici nu ne Nu, la ora actuală, spre norocul nostru, sau cel puțin pe neurologie și spre norocul nostru, având acces la surse de informație foarte bune, practic noi cam știm ce se dă peste tot în lume, pentru că am fost și noi obligați să ne facem anumite protocoale de tratament în diverse afecțiuni. Societatea Română de Neurologie și-a elaborat niște ghiduri care sunt în perfect consens cu ghidurile societăților europene de neurologie. Deci, practic, ca și ghiduri terapeutice, noi suntem la nivel de Europa, deci practic nu ca De lume și civilizată. de lume civilizată și Da. este normal să fim aici. Da. Asta este o veste încurajatoare pentru, da, telespectatorii noștri care află acest lucru, că medicii noștri, da, tratează efectiv așa Încă cum se la noi, tratează în. încă avem avantajul că noi ne gândim și uneori folosim și altceva decât scrie în ghiduri. Adică sunt diverse medicamente, diverse substanțe pe care colegii din Europa, pentru că nu scrie în ghid, nu se administrează. Experiența dumneavoastră Și din spate. nu. La noi încă să zic că e puțin mai bine, pentru că sunt ghiduri, nu sunt lucruri obligatorii. Și atunci mai vine și un dezavantaj al acestor protocoale stricte este că trebuie să te încadrezi cu pacientul strict în acele protocoale. Bine, ele au fost elaborate în țările civilizate datorită acuzațiilor de malpraxis, să ne înțelegem. Și atunci, ca să se apere, spun, da, Da. domne, asta scrie la carte, eu asta am făcut, sunt acoperit. Deci, așa, la noi sunt ghiduri, sunt recomandări. Nu că nu ne ținem de ele, dar noi mai uneori mai venim și cu lucruri
Că și chiar ieri îmi spunea o pacientă, păi știți, am fost în Belgia și am întrebat de acest medicament și acolo a zis, domne, nu se folosește. Și asta a zis, bine, dar pe mine acest medicament m-a pus pe picioare. Și am zis, da, dar noi nu îl folosim. Am Tocmai pentru înțeles. că nu era trecut în acel protocol E de bine că ați tratament. adus discuția în zona aceasta. Chiar vreau să discutăm puțin comparativ. Cum tratați acum persoanele care au suportat un accident vascular și cum îi tratați la începutul carierei dumneavoastră? Ce mijloace aveați? Ce În principiu, mai hai să zic imagistică? că imagistica la ora actuală este absolut obligatorie. Absolut obligatorie. Deci nu mai vorbim că tomografia cerebrală reprezintă un moft la un pacient cu accident vascular. Nu. Noi nu putem, în mod corect, nu poți să iei o decizie terapeutică De corectă tratament și până de nu vezi ce s-a tratament atâta întâmplat. timp când nu ai o tomografie. O tomografie Ce nu mai... arată acea tomografie? În Dacă primul rând, vasul este înfundat, spart? da, în prima fază, dacă este vorba de o ischemie, că de un vas înfundat, ca să vorbesc pe limba Așa, așa. telespectatorilor, un vas asupat, chiar dacă nu se vede nimica, nu sau sunt semne discrete și pe tomograf. Bine, nu înseamnă un tomograf normal, nu înseamnă că neapărat pacientul nu are nimic. Poate să aibă un accident vascular care este strict la debut și este un lucru, sau poate să fie într-o zonă care foarte, în care rezoluția tomografiei nu este absolut N-a cea avut mai bună. acoperire acolo, Cea mai da. bună. Cea mai bună. Întotdeauna trebuie corelată imaginea tomografică cu clinica. Deci nu excludem clinica din această situație, dar de ce spun că este absolut obligatoriu și necesar de făcut? Pentru că o tomografie îmi exclude hemoragia cerebrală. Deci, și cel mai bine hemoragia cerebrală se vede pe tomografie. Deci nu discutăm de diagnostic de accident vascular fără tomografie. Erau pentru că la începutul carierei mai spuneam, da, domnule, mai faci o puncție lombară, mai vezi? Nu. Pentru că poți să ai rezultate fals pozitive, poți să ai fa rezultate fals negative. Și atunci, indicația de investigație pe prima, în orice suspiciune de accident vascular, este tomografia. Că poți să ai surprize, să găsești altceva la tomografie, asta e partea a doua. Dar când ai simptome care pot să-ți clinice ca de accident vascular, este obligatoriu tomografia. Deci, ăsta este un prim progres. Pe urmă, ca metodă terapeutică, într-adevăr, hai să zic că depletivele au rămas cam aceleași, cam manitolul este iarăși acum 5 de ani, s-au mai nuanțat poate niște lucruri. Întotdeauna, într-un accident vascular, trebuie să tratezi cauzele care au dus la accident vascular. Și de regulă, astea sunt cauze cardiace, pentru că cea mai mare parte a accidentelor vasculare au la origine o afecțiune cardiacă. Sau o O acțiune tensiune cardiacă, arterială o hipertensiune, mare, o o... ateroscleroză cerebrală, o arter... Deci, și merg. Ori, chiar ieri a venit o doamnă și mi-a zis, da, dar știți că mama mea a făcut accident vascular și nu mi-a dat nimic de cap. N-are decât medicamente de inimă. Doamnă, accidentul vascular se tratează tratând inima, tratând Umblăm la vasele. cauze, umblăm la Umblăm la cauze cauze. și tratamentul vă asigură să nu mai repete accidentul vascular. Recuperarea post-accident vascular E un înseamnă alt capitol. în primul rând exercițiu fizic, înseamnă mișcare pasivă, mișcare activă atât cât poate pacientul, înseamnă participarea familiei la toată această îngrijire. Pentru că un pacient cu accident vascular, dacă îl iei de la spital și îl pui într-un pas, dacă el Că nu se el e va... bolnav și nu Nu, trebuie, da? nu se vascula Mi-ar singur. plăcea să discutăm mai mult despre subiectul ăsta recuperare. Vă rog să-mi permiteți să luăm și o mică pauză de publicitate și revenim Da. după publicitate. Revenim, stimați Am și eu un telespectatori. stres unde mă uit să mă văd bine, să nu mă uit într-o...
Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. Școala de televiziune Columna așteaptă noi cursanți. Prima serie de elevi a încheiat cele trei module, iar noi învățăcei sunt așteptați să se înscrie la școala de vară Columna pentru a descoperi fascinanta lume din spatele camerelor de filmat. Nu uita, dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi alături de jurnaliști cu experiență tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Perioada de desfășurare a cursului este 18-29 iulie sau 15-26 august, iar costul unui singur modul este 250 de lei. Vă așteptăm! Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Școala de televiziune Columna așteaptă noi cursanți. Prima serie de elevi a încheiat cele trei module, iar noi învățăcei sunt așteptați să se înscrie la școala de vară Columna pentru a descoperi fascinanta lume din spatele camerelor de filmat. Nu uita, dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi alături de jurnaliști cu experiență tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Perioada de desfășurare a cursului este 18-29 iulie sau 15-26 august, iar costul unui singur modul este 250 de lei. Vă așteptăm! Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau LED-uri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folie autogeamuri autorizată rar. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. Am revenit, stimați telespectatori, împreună cu doamna doctor Monica Guran, medic primar, neurolog, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Vorbim despre accidentul vascular cerebral, despre recuperare, ce să facem când unul din cei dragi ai noștri a trebuit să
treacă pe aici sau ce să facem să nu ajungem niciunul să avem un accident ischemic sau hemoragic, cum îl numeați dumneavoastră. Am revenit, doamna doctor. Se pare că accidentele au o cauză, da, aici vorbim, și cel mai corect ar fi, am văzut o imagine foarte sugestivă. Într-un cabinet medical, doctorul, medicul, cu asistenta, adunau apa cu un făraș și o punea într-o găleată, iar robinetul curgea și se revărsea peste chiuvetă. Da. Foarte sugestivă. Adică avem două variante. Unu, să cărăm cu fărașul apa sau să oprim robinetul? Ar trebui oprim robinetul ca să fie eficient. Ce înseamnă să oprești robinetul? Ce înseamnă să oprești acest accident vascular, să tratezi inima și bolile ei? Trebuie tratați factorii de risc. Sunt factorii de risc pe care nu-i putem schimba, asta este moștenirea genetică. Și clar, la asta nu avem cum să umblăm. Dar moștenirea genetică nu înseamnă, este moștenirea genetică, dar pe urmă mai sunt și niște obiceiuri învățate în familie. Stil aici, de viață. Stilul de viață, alimentația, stilurile de obiceiurile alimentare, mai mult sau mai puțin bune, mai mult sau mai puțin nocive. Ca factor de risc, clar, fumatul este unul dintre ele. Sedentarismul. Așa. Ce face fumatul? Fumatul favorizează formarea ateroamelor, da. Este un factor inflamator. Bine, astupă venele. Pe lângă vasele. Arterele, nu venele. Pe lângă amărâtul ăla de colesterol rău. De da, care colesterolul contribuie și el. Colesterolul este cel care se depune în vasele de sânge, deci este inflamație, colesterolul vine să depune, apar niște mecanisme ale organismului care să vindece acea inflamație și ajunge la placa de artero, grosomoto, da, ca să vorbim da. Așa. Sedentarismul, diabetul zaharat este o boală foarte gravă, care partea, ce trebuie să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră, că niciodată în organism, eu spun asta pacienților mei, niciodată în organism, unul cu unul nu face 2, face 20, face 30, pentru că doi factori de risc nu înseamnă suma efectelor aha. lor. Înseamnă aritmetică. Se potențiază, practic este progresie geometrică. Geometrică, dacă vreți, nu aritmetică. Ca să vorbim da. Deci se potențiază și efectul lui este mult mai mare decât fiecare adică, dintre ele. Adică dacă am și un diabet și mai am și o problemă cu inima, nu, dacă deja... avem un diabet, mai și fumăm și... Aha. Și mai ai și o hipertensiune, deja... Și mai sunt și sedentar? Deja crește, da, cardiologii există o scară score de calculare a riscului de infarct de miocard și de accidente vasculare și acolo se ia în considerare vârsta, sexul, colesterolul, fumător sau nefumător, deci sunt deja niște factori de risc. Deci, ne-ați dat totuși o veste bună, dar vreau să mai subliniați un pic. Dacă mama și tata și bunicul a avut un accident vascular și a paralizat, este posibil ca eu să am sau e posibil că eu să nu am acest accident? Este posibil, într-adevăr, statistic este posibil să facem... Riscul mai... e riscul crescut. Este mai mare, mult mai mare decât la cei care n-au avut în familie asemenea așa. Dar dacă acest pacient, acest individ, acest om se duce și are de grijă la ce mănâncă, să nu fumeze, dacă are un diabet să țină glicemia în valorile cât mai aproape de valorile fiziologice normale, dacă mai face și puțină mișcare și dacă își tratează corect acești factori de risc, nu spun, aș minți să spun, domne, nu o să mai faci niciodată accident vascular, nu pot să spun lucrul ăsta, dar una e să ai risc de 90% să faci accident vascular și să fii un candidat la un deficit motor major sau la o degradare mare și alta e să ai riscul de 10-20%. Este o diferență. Sunt niște ani câștigați, niște ani buni, pentru că accidentul vascular este o boală invalidantă. Te scoate care din cursă, pur și simplu. Care de cele mai multe ori, atunci când este mare, te scoate din circuit și nu te scoate numai pe tine, îi scoate și pe cei din jurul tău. Pentru că dacă este un deficit major, omul ăla va deveni dependent de cineva. Vorbeam de tratamente. Într-adevăr, în accidentul ischemic, la ora actuală, se face tromboliză. Din păcate, noi nu avem acces la ea.
Este exact cum se face la infarctul de miocard, se injectează acea substanță care lizează trombul. Din fericire, în România nu sunt decât câteva centre și, bine, nu la oricine are poate să facă această procedură. Pentru treaba nu, asta. Ca pacient, nu oricine are nevoie. Nu că nu are nevoie, nu oricine are criteriile să se încadreze la tromboliză. Sunt anumite criterii, în primul rând e un criteriu de timp, pe urmă mai sunt alte afecțiuni care ar putea crește riscul de hemoragie. Din fericire, la noi în țară, nu spun numai de Târgoviște, spun de chiar și în București, chiar și în alte județe din țară, noi nu avem încă acces ca și medici neurologi la acest stil de tratament. Asta este un minus al nostru, al sistemului de sănătate al nostru. Da. Pentru că, practic, punând în balanță cheltuielile pe termen scurt sunt mai mari cu această substanță, dar pe termen îndelungat ar favoriza. De ce am amintit despre această substanță? Pentru că oamenii, exact cum spuneam înainte, se documentează, au auzit, știu, eventual mai circulă au... Circulă prin diverse țări. Prin Europa și în Europa se face. Da. Și trebuie să știe, da, domne, are existat, dar eu nu am disponibilă. Și asta este. La ora actuală se fac cursuri pentru noi. Cred că sunt și niște probleme de politici de sănătate care ar trebui mai bine conduse. Adică să nu mergem pe ideea asta, măi, cel mai ieftinuț așa, plafonul minim, până la urmă e vorba de sănătate, e vorba de viață. Sănătatea este scumpă. Sănătatea este scumpă, tratamentele sunt scumpe. Cei care au fost în străinătate la diverse tratamente și tot timpul auzim anunțuri umanitare pentru diverse intervenții în străinătate și nimeni zeci nu se de mii de euro. Dacă în străinătate se plătesc 10.000 de euro pentru nu știu ce intervenție. Da. Cam tot acolo ne situăm și noi. Hai să fim serioși. De ce în România vine, uitați-vă, în perioada august, stomatologii nu pleacă, mai niciun stomatolog nu în concediu, pentru că toată lumea vine să se trateze în România. Există acel turism medical în care oamenii din afară vin să se trateze în România. Oare de ce? Pentru că calitatea e cam aceeași, iar prețul este mult mai jos. Și atunci, de ce ne șocăm că costă sănătatea? Hai, am fost în iunie, a fost congresul de medicină chinezească, l-am ținut la Neptun, la sanatoriu de acolo, unde este bază de tratament. Vreau să vă spun că acea bază de tratament era plin de oameni, de bătrâni, de oameni în vârstă, din Franța și din Germania, care veniseră să se trateze la noi. Oare de ce? Pentru că la ei nu au acces. Și atunci este sănătatea costă, îngrijirile costă. Mai nou și la noi se scot devize, dar nu înseamnă costul sănătății, nu înseamnă numai medicamente, investigații, asta înseamnă personal, înseamnă masă, înseamnă echipamente, înseamnă materiale consumabile. Deci toate astea costă. Și munca doctorului, și munca asistentei, care și alea trebuie să fie cuantificate cumva. Da. Ați vorbit, atunci când pacientul a avut un accident vascular cerebral, deja nu doar el este afectat, ci toată familia. Vreau să ne zăbovim un pic aici. Da, este pentru că... Este imobilizat la pat, nu mai poate să se deplaseze până la toaletă. În cel mai fericit caz are un deficit minor, care cu recuperare, în câteva luni de zile, dacă pacientul are bunăvoință, că și aici este o problemă, se recuperează, dar niciodată nu o să mai fie omul dinainte. Va rămâne cu un grad mai mic sau mai mare de deficit. Paradoxal este că cei care rămân cu amorțel, cu furnicături, sunt cei care se plâng cel mai tare, că știți că mă mai furnică, că eu le spun mai în glumă, mai serios. Da, da, asta vă aduce aminte că trebuie să vă urmați tratamentul de tensiune în continuare, că dacă n-ați fi avut nimic, ați fi uitat. Da, și ia uite-te în salonul celălalt. Mai este o problemă la noi. Da, rămân. Deci înseamnă recuperare, care este gimnastică, kinetoterapie, fizioterapie. Cineva din familie trebuie să-l asiste, pentru că un procent mic ajung să-și recapete independența chiar și la activitățile casnice.
Și atunci, ca să nu mai vorbim de cazurile dramatice în care pacientul rămâne imobilizat la pat, da. Acolo familia trebuie să depună efort să-l îngrijească, să-l spele, să-l hrănească, uneori chiar cu sondă nazogastrică. Da. Deci costurile sociale sunt foarte mari. Mă bucur că totuși s-a prins în grilă și se plătește o anumită sumă pentru însoțitori. Adică, măi, dacă cei cu accidentul vascular n-au nevoie de însoțitor, atunci cine are nevoie? Da, acum depinde și ce grad de deficit are. Știți? Într-adevăr, că a fost un timp când nu... Da, în care accidentul vascular nu se cadra la handicap, se că era boală. Da, este o boală, dar este o boală invalidantă, într-adevăr. Da. Și aici a fost o mare problemă și sunt convinsă că cei de la direcția respectivă au fost foarte surprinși că a fost un boom, o explozie, pentru că ani de zile, nedându-se această posibilitate, ei au fost cumva vitregiți. Acum se poate, într-adevăr, este și asta o problemă. Trebuie insistat pe, din nefericire, eu zic că noi ca țară nu folosim resursele naturale care ne-ar ajuta la recuperarea acestor oameni, pentru că stațiunile alea balneoclimatice cu apă sărată, țin minte că la un moment dat eram mic, știți că se dădeau acele jurnaluri înainte de filme și era un jurnal cu baza de tratament de la Moinești, de undeva din județul Gorj, tot așa, unde exista o bază de tratament care mare principala mijloc terapeutic era gimnastica în apă recuperare, sărată. Recuperare, da? Da. La noi au existat asemenea baze. Păcat că s-au cam... Unele încă mai sunt pe picioare, dar unele s-au cam... Unele mai sunt pe picioare, unele treptat se revigorează. Eu cred că aici ar trebui, chiar și la noi, la Pucioasa, apele acelea sulfuroase sunt excepțional de bune. Cumva suntem privilegiați ca zonă, ca să zic așa, da, că mai duc pe acolo, mai fac niște băi, îi mai ajută. De asemenea, bază de tratament foarte bună pentru recuperare există la Moreni, care încă funcționează. Deci pe lângă tratamentul medicamentos, să spun așa, da, pe care îl va trebui să-l ia un om, probabil... Toată viața, obligatoriu. Tratamentul de afecțiune cardiacă se ia în fiecare zi câte zile mai are. Hipertensiunea, cardiopatia ischemică nu se vindecă. Doamna doctor, vreau să insist că am auzit prea de multe ori, am cunoscut personal o bătrânică care spunea, numai eu, maică, păi dacă aș fi luat ce nu-mi stric stomacul, nu-mi stric da, ficatul. Știu legenda și asta am văzut-o paralizată după aia. Că se strică ficatul. Bine, acum să fim serioși, există atâtea reclame în care vai, luați multe medicamente, trebuie să luați neapărat ceva de ficat. Toate medicamentele afectează ficatul așa de rău. Da, sunt niște medicamente care agresează ficatul, dar nu toate. Când ai tensiune mare, că adesea asta se întâmplă. A, păi am avut tensiune. Păi și de ce n-ați mai luat tratament? Păi n-am mai avut. Păi ieri și astăzi n-am mai avut. Și am mâine 20 și pa. Nu, n-ai mai avut, că ai luat tratamentul și tratamentul ăla a fost eficient. De-aia n-ai mai avut. Tensiunea nu se vindecă. Este boală pentru toată viața. Foarte păcate, bine spus. Din da, păcate, sunt multe boli pentru toată viața. Și lumea, într-adevăr, se simte frustrat, domne, trebuie să ia tratament de colesterol, de tensiune, de inimă, de diabet, de... Da, într-adevăr, este o problemă, că uneori și pe mine mă apucă durerea de cap când vin pacienții cu câte 20 de medicamente și mă întreb, într-adevăr, ăla cum poate să închidă atâtea medicamente pe zi. Da, că și trebuie și să le sincronizezi cumva să nu intre în conflict da, unul cu exact, celălalt. Aia e și o mare problemă, ar trebui să fie, în primul rând, nu că arunc mâța moartă în grădina altuia, Doamne ferește, cel la care ar trebui să se centreze toate aceste medicamente și tratamentul de inimă și ăla de colesterol și de reumatism, pentru că din păcate este medicul de familie, pentru că din păcate există oameni care pleacă din spital și nu-și duc scrisoarea medicală la medicul de familie sau se duc la clinici mai mulți doctori, da? Colecționează o grămadă de medicamente și medicul de familie uneori nici nu știe ce ia el. Și nouă ni se întâmplă, îi faci tratament, ești bolnav de ceva? Nu. Dar ce bolnav? Ce medicamente ai? A, păi iau și de aia. Păi frate, și când te-am întrebat dacă ești bolnav, de ce nu mi-ai spus?
păi mi s-a părut important. Deci e foarte important de subliniat. Ai o problemă cu hipertensiunea? Toată viața medicament. Pentru obligat, că, pentru că te vei simți bine o lună, două și va veni o zi când vei face accidentul vascular. De multe ori tensiunea nu doare, că dacă ar durea capul la tensiune, ar țipa, uneori durerea este un lucru bun, pentru că este un semnal de alarmă. Mm-hmm. Doamne, ceva nu e în regulă cu tine. E chiar așa, atunci când doare, cum se manifestă o tensiune? Cum? Durerea din... Durerea de cap, durere de ceafă. Mhm. Iar cei care au, știu, simt asta și practic unii mai măsoară și ei din când în când. Acum, cum să spun, una e să-ți măsori, să-ți controlezi tensiunea, alta e să faci o obsesie. Deci trebuie găsită calea de mijloc, nu stăm toată ziua bună ziua cu Vai, aur. Am 13 de ei, nu mai am 12. Să ne înțelegem, tensiunea în mod normal variază de-a lungul de zile. Variază. Aha. Este normal când ne trezim dimineața odihniți să avem o tensiune mai mică, după ce facem un efort să ne mai crească și seara să fie puțin mai mare. Vara, iarna? Da, pentru în că acest sezon de acum crește, mai crește. Mai crește tensiunea, că e cald. Și pe de altă parte, ca mecanism compensator, avem transpirația care ne mai ajută la scădere. Dar consumăm și multe lichide totuși. Trebuie să consumăm lichide obligatoriu. Și asta este o problemă. Sunt oameni la care tensiunea apare și datorită deshidratării sau accentuată de căldură. Deci trebuie să fim puțin atenți. Deci, în primul rând, una din cauzele majore ale accidentului vascular este această tensiune. Tensiunea, colesterolul, diabetul, fumatul, stresul. Stresul este unul dintre factorii foarte importanți. De ce? Pentru că stresul face să crească colesterolul, face să crească tensiunea, nu ne odihnim bine. Toate astea sunt factori de risc pentru doamna doctor, vascular. Astăzi am citit din Cartea Sfântă din Biblie, de la Înțeleptul Eclesiastul, chiar pot să vă redau și capitolul 11 cu versul 10. Să vedeți ce spune acum 3000 de ani acest înțelept. Aruncă răul din inima ta și trupul tău va fi bun. Aruncă, apropo de stres. Acum este greu, ținând cont de conjunct. E greu să trăiești așa tot timpul într-o liniște și într-o... Mm-hmm. Nu poți. Mie mi-a plăcut o psihologă la un moment dat care a apărut la televiziunea națională, care a zis, domne, este normal să ai anumite sentimente în anumite momente. Problema este ca ele să nu devină obicei, să nu fie în exces. Pentru că medicina tradițională chineză spune clar, fiecare sentiment îmbolnăvește alt organ. Deci fiecare sentiment are repercursiuni. Stresul, furia, supărarea, nervii. Și să avem proporții. Adică, măi, s-a întâmplat să scap telefonul ăsta și mi s-a spart. Acum eu dacă mă supăr, că mă costă. E normal să mă supăr, dar să nu fac o tragedie din asta. Asta e, dacă mă supăr 3 ore, totul se va repara. Cum să zic? Proporții. Da, trebuie păstra proporția și trebuie să încercăm să... Uneori să mai vedem și lucrurile bune. Nu e bine să ne agățăm de niște evenimente negative. Există foarte multă lume care se agață de evenimentele negative. Nimeni nu trece prin viață fără supăr. Nimeni nu trece prin viață fără probleme. Corect. Că e normal. Face parte trandafirul din are existent. Și petale frumoase, dar are și țepi. Exact. Depinde... Unde de unde vrei să te concentrezi. Nu, dar important este să... Aici, nu știu, cred că e vorba de mentalitate, de... Nu știu, de educație, bine de spus. De educație. Da. Să ne educăm, să vedem și partea pozitivă. Să depășim acele momente. Nu știu, cred că acum că vorbeam de ce se întâmplă... Nu poți să tratezi și să ai rezultate bune dacă nu tratezi partea emoțională. Deci clar, nu poți și, bine, din păcate nouă acum ne lipsește timpul ca medici, dar la un moment dat când ai pacienți pe care apuci să-i cunoști mai bine, clar, începi să le cunoști familia, problemele și pe unii știi după cum intră pe ușă la control dacă au mai pățit sau nu au mai pățit ceva. Și atunci poți să-i ajuți și cu chestii de genul ăsta și normal, partea, iarăși o parte destul de
slabă în sistemul nostru este, lumea confundă psihologul cu psihiatru. Nu mă duc eu la psiholog sau de ce să mă duc eu la psiholog? Sau lumea că am ajuns eu la psiholog. La psiholog. Până la urmă, bine, la noi sub psihologul până acum ceva vreme era suplinit de prieteni, era suplinit de cu care stăteai de vorbă, cu care te destăinuiai. Acum rețelele de socializare, Facebook-ul nu mai suplinește și ne... Nu suplinește. Este, ai senzația că te știi cu multă lume, dar de fapt nu te știi cu nimeni. Nu suplinește. Una e să ai un prieten de suflet cu care să stai de vorbă, să-ți cu care să te asculte. Da. Ori asta este rolul psihologului, să te ajute să depășești anumite momente critice, anumite impasuri. E greu, pentru că e o chestie iarăși de mentalitate. Și din nefericire, cred că copierea modelului ăsta occidental nu este întotdeauna foarte bun. Pentru că are loc o înstrăinare, o robotizare a noastră care nu cred că e foarte benefică pentru există noi. Există împământenit așa în popor, măi, zice, i-am zis, o să mă răcoresc. Oare? Psihologii spun că în momentul în care... Refulezi. Că are loc un transfer și că nu-ți face bine și că... Da, uneori mai trebuie să te mai și răcorești. Pentru că știți care e treaba? Și chestia aia, eu sunt liniștit, nu zic nimic și... Se încarcă buteria. Da. Se încarcă oala sub presiune și atunci s-ar putea... Bine, acum depinde de temperamentul omului. Și de educație. Adică, măi, cineva... Să știți că un om furios foarte educat face mai ușor accident vascular, pentru că l-a educat să nu răbufnească. Îmi place că ați adus discuția aici. Adică, avem două soluții. Una, eu sunt educat și nu-mi permis să cobor la nivelul lui. Da, vezi că se roșează. Și îl vezi că fierbe. Ăla riscă să facă accident vascular, că îi va crește tensiunea. Unul care mai zice mai de buz... mai scoate, mai e așa. Da. Uneori le și spun când se-mi furie, măi, dar ceva de spaipi în casă, ne-ai că zgomotul ăla de farfurie spartă pe ciment e benefic. Da, adică să găsim soluțiile, asta înseamnă educație, dar să găsim soluția știți să... Știți că în japonezii au venit cu acea inovație, ca să zic așa, că cei care erau furioși pe șeful lor la locul de muncă aveau o cameră specială în care exista un chip cu așa și se duceau să tragă la țintă. Până la urmă este și asta o formă de refulare. Și au văzut că le face bine. Și am un prieten foarte haios, îl întreba cineva, măi, ce să fac, șeful, colegii, vin ca berbeci așa în mine și zice, băi, știi care-i treaba? Nu te-a pus pe tine nimeni, mă, să fii zid acolo. Când îl vezi că vine cu viteză, dă-te la o parte. O găsi el vreun zid în spatele tău, adică până la urmă nu trebuie să, nu? Adică sunt soluții, dar să ne educăm. Trebuie să avem sfaturile unor psihologi, deci trebuie să găsim, când nu mai putem, trebuie să apelăm și la specialiști. Că pui în cântar. Știți cum, asta cu educația, da, te educi. Te educi. Dar mai este, încă o dată spun, sunt lucruri care țin și de temperament, pentru că un... coleric nu va reacționa la fel cum flecmatic în aceeași... Sau cu melancolic, da? Sau cu melancolic în aceeași stare. Corect. Deci, să te cunoști pe tine însuți. Să te cunoști. Și asta înseamnă să consulți un specialist. Că te duci, dar până la urmă... Și... Asta eu vorbesc și din punctul meu de vedere, pentru că eu recunosc că sunt că nu sunt o fire mai temperamentală, ca să spun. Am cunoscut oameni care au reușit să-și depășească atât de mult temperamentul, încât au ajuns la polul opus. Dintr-un om irascibil, o mică vorbă, puțin așa cu... Dacă era foarte irascibil, sigur avea și alte probleme. Poate și era modalitatea fiziologice, nu? Fiziologice, afective, și asta era modalitatea lui de a reacționa la niște lucruri. Și pentru care... Pentru că aparent este exact picătura aia care umplă paharul, știți? Uh-huh. El are niște probleme de fond și vine cineva care îți dă un bobârnac și atunci izbucnești. Păi da, ce exagerezi, da? Ei, vreau să spun uneori reacțiile astea exagerate vin pe fondul la altceva, spus, da. Categoric. De fapt, era picătura, cum a spus. Paharul picătura era plin care a umplut din spate. A dat și a revărsat.
Atât de important este revenim, da, dumneavoastră sunteți om de știință, sunteți neurolog și vorbim despre... Nu, sunt neurolog, nu, om de știință mi se pare parcă prea mult spus. Sunt un medic care încearcă să facă ce e mai bine pentru... Da, am vrut să subliniez gândul ăsta. Și de ce totuși pedalați pe psihologie, pe stres, da? Pentru că, haideți să ne înțelegem, legătura bună. Da, vorbim despre neuron, despre ce se întâmplă în creier, dar creierul ăla aparține unei ființe vii. Eu, prima definiție primită în facultate, în anul întâi de facultate, la primul curs al profesorului meu de anatomie, a fost că anatomia se ocupă de studiul ființei umane vii. Deci ne referim la un om. Medicina chinezească vine și spune că omul este un întreg, complex, holistic vorbind. Holistic. Da. Este un citat, nu știu exact din ce scriitor antic, care mie mi-a plăcut teribil de mult, care se referea la, spunea că medicii daci erau mult mai bine, tratau mult mai bine, erau mult mai pricepuți în a trata decât medicii greci. De ce? Pentru că medicii daci spun așa, că nu poți să tratezi ochiul fără să tratezi capul, capul să vă tratezi corpul, corpul fără să tratezi sufletul. Extraordinar. Corpul se tratează cu leacuri și sufletul se tratează cu descântece. Deci, această viziune, poate aici este o mică, cum să zic, aici este o parte negativă a medicinii actuale. N-are timp să include și partea asta. Ne ducem la mecanisme celulare, da, foarte sofisticate, foarte astea, dar uităm întregul. Da. Și aici este, aici este marele dezavantaj al nostru. Apropo de... Ajungem să facem supra-specializări, sunt neurologi și supra-specializați pe tratamentul accidentului vascular, pe tratamentul Parkinsonului, așa, uităm întregul. Partea proastă și de care eu una mă lovesc și care nu îmi place la ora actuală, am ajuns uneori să tratăm simptome. Adesea vin pacienți la mine, domne, mă doare capul. Și când le spun că, domne, metaforic vorbind, durerea de cap are 1000 de cauze și numai 100 sunt ale neurologului, se uită. Adică cum? Pentru că te poate durea capul de la tensiune, de la soare, de la vânt, de la frig. De la faptul că n-am băut apă. De la orice infecție din organism, de la coloană, de la o măsea stricată și pe urmă mă gândesc la chestii neurologice sofisticate și definite. Doamna doctor, am un mare regret. Știți care este acesta? Că trece timpul prea repede. Nu, s-a dus. Colegii mei din regia tehnică mi-a făcut semnul ăla că nu mai avem timp. În orice caz, vă mulțumim foarte mult că ne-ați introdus în acest subiect și îmi doresc foarte tare când mai vă prind așa și mai faceți-vă timp și pentru noi, din când în când, că este foarte important să ajutăm pe oameni în sensul ăsta. Da. Mai ales acum, spre sfârșit, ați deschis un subiect extraordinar, ați deschis așa o cortină, ați dat la parte o cortină, adică să-i spui unei bătrânele, da mă mică, da mamă, sau să atingi un om frumos, cum o atingere, stai liniștit, că ești la mine aici, ai o să vezi să... Nu, să știi, da, uneori efectul poate să fie... și gestul ăsta, da. Din păcate, știți cum... Suntem pe final, da? Da, într-adevăr, sunt, poate uneori sunt gesturi, vorbe spuse, mai uneori aparent dur, dar pe care omul în timp ajunge să le aprecieze. În momentul în care ești sincer cu el și spui, dom'le, atâta pot să fac, dar aici trebuie să mă ajuți și tu. Recuperarea neurologică înseamnă ajutorul pacientului, echipa, voința pacientului, da, contribuția afectivă a familiei, susținerea familiei este esențială. Da. Deci, în momentul în care se face această echipă, atunci recuperarea este mult mai... Recuperarea este mai bună sau pacientul se simte altfel. E clar, bine, am avut și cazuri paradoxale de oameni lăsați, părăsiți, care au avut o voință extraordinară, care au recuperat extraordinar de bine. Mi-ar plăcea că într-o emisiune viitoare să discutăm asemenea aspecte. Încă o dată vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până la emisiune viitoare, multă sănătate! La revedere!
Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă: salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Columna TV caută agenți de vânzări. Dacă ai experiență în domeniul vânzărilor, ești comunicativ și vrei să ți desfășori activitatea alături de o echipă tânără, atunci asta este șansa ta. Așteptăm CV-ul tău la adresa de e-mail columnatv@yahoo.com. Pentru alte informații, poți suna la telefon 0786347202. Echipa Columna TV te așteaptă. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al 5-lea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră! Bună ziua și Hristos a înviat, oameni buni! Astăzi la Aventura TV o să mergem într-un loc foarte special și foarte spectaculos. Valea Horoabelor se numește. I se mai spune și Canionul Horoabelor, dar am să vă explic imediat de ce. Este un loc special pentru că ne-am întors acasă. Aerul de aici mă face să mă simt ca acasă. Este...